Manea. Lovitură de colț în favoarea echipei noastre, acordată de Van den Dale. Zvâcnire bună a fundașului central Grigoraș. Marin Stelian spre Neagu. Grigoraș, minutul 7 și echipa feroviară a trecut de puțin pe lângă deschiderea scorului. Joc prudent de ambele părți. Probabil că locul din clasamentul campionatului belgian nu-i permite nici Anderlecht-ului prea multe faze. Manea în careu și autogol marcat de Thyssen în acest minut 21. Fază foarte bună pornită de la Neagu, șuta lui Manea și Thyssen introduce balonul în propria poartă. 1-0 pentru Rapid în minutul 21. Reluarea fazei în care echipa bucureșteană deschide scorul. Nefericitul fundaș al echipei Anderlecht, Thyssen. Râșniță, Bartales. Râșniță. Mare ocazie în acest minut 17 ale reprizei secunde. Excelentă fază de atac a feroviarilor. Râșniță, autorul ratării. Angelescu, Manea. Bartales, Neagu și Marin Stelian. Și gata să fie 2-0. Mare ratare a formației noastre, dar am avut șansă, legea avantajului ne-a fost aplicat. Am avut șansă în cea de-a doua fază, nu am reușit să înscriem și Rezebrin pe contraatac. Han foarte periculos, excelent Ioniță. Extraordinară intervenția lui Ioniță. Gol ca și făcut al celebrului Han, picior salvator al lui Ioniță. 1-0 în continuare pentru Rapid. Aceasta este legea fotbalului, ratări. Ratări mari, cum a fost cea Rapidului, după care imediat șansă de a marca a formației adverse.